Respect, iubire, laudă, prieteni, nu mi-a rămas nimic decât blesteme tăcute, dar adânci și plecăciuni fățarnice. Eu n-am să renunț la niciuna din plăcerile mele de până acum. No. Mai că voi avea grijă să le ascund dibaci și să nu fac pic de scop. Chiar dacă voi fi dat în vileag, nu o să-mi pes. Cerul a venit să vă vorbească! Oh, cerul a venit să-mi vorbească. E, atunci dacă cerul a venit să-mi vorbească, s-o facă cu glas tare, ca să aud și eu! Când am terminat facultatea, profesorul meu de actorie, Constantin Doljan, a avut câte o propoziție pentru fiecare student și mie mi-a spus așa: Adrian, dacă vrei să devii un actor mare, obligatoriu trebuie să devii un intelectual. Dar ai grijă cât citești, să nu cazi în partea cealaltă. Nici prea mult nu e bun. Altfel nu mai ai mijloace de expresie. Spune-i de primejdia în care mă aflu. Fii vocea mea! Roagă să intervină pe lângă Severul Locțitor, să-i vorbească ea. E pricepută în răsucit vorbele. Da, e tipace în jocul argumentelor.